Bună seara! Astăzi vom discuta câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă. Haideți să încercăm să-i spunem îmbrăvădițul mirelui de câte mire. Îi vezi pe amândoi mergând într-o mașină. Eu conducea. Și conducea, mergea ușor, așa, tic, 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 el în dreapta lui sau în spate. Și auzi, nu sunat. Auzi, dragă, ce ți-a plăcut la mine? Începe ea. Păi, uite, chelia ta, ciocul tău. Hai, mă, lași, altceva în afară de chelie și cioc n-ai găsit. Da! Chelia ta! Ciocul tău! Știi? Știi, adică, tărar, domnul, să mă creadă prostul. Că te plac, știi? Și conducea mai departe mașina. Uite, o corba, mai bag o viteză. Conducea mai departe. Și în afară de chelie și cioc, că ești băiat inteligent. Hai, mă, lași. El conducea mai departe. Altceva, draga mea, altceva, altceva. Și mai merge mai departe. Știi? Merge și merge și merge și tot așa. Până când, într-o zi, ajungem și în partea cealaltă. Auzi, dragule? Dar ce ți-a plăcut la mine? Fundul, fundul. Știi? Și cracii ăia lungi, știi? El nu i-ar mai conducea. Da? Cam așa e. Hai, mă, lași, numai fundul și cracii ți-a plăcut. Știi? Mai conducea mai departe. A, și dacă stau să mă gândesc, și țâțele, știi? Da. Știi? Sunt în alea de 90, 60, 90. Știi? El iar conducea mai băga în viteză. Da! Hai, mă, așa. Doar atât, țâțele cu și cracii lungi. Știi? Da! Și capul. Ce-i cap? Capul, da! Adică creierul sau? Nu, capul! Da! Nu te mă de aici, știi? O, știi? Da! O, așa ceva. Adică doar atât reprezint eu pentru tine niște craci frumoși, un cur și niște țâțe și un cap frumos. Da! Atunci oprește de aici că ne despărțim. Ce? Am zis ceva? Stai, dragă, că ne conducem, știi? El conduce mașina mai departe. Stai, dragă, nu te arunca din mașină. Doar atât ce-a plăculat, mine. Cum așa? Da. El conducea. Da ce? Știi? Da ce? Păi asta mi-a plăcut. Dar tu, ce mi-a plăcut? Da? Păi mi-a plăcut că ești inteligent, că ai cioc și ești chel, că nu ești bădăran ca ceilalți. Știi? Da, hai, mă, lași. Nu, altceva, chiar altceva, altceva, că asta mi-au zis și celelalte și nu cred, știi? Da, iubire, da. Hai, mă, lași. El conducea mai departe, mai băga viteză. Știi? Da. Și tot așa. Da, iubire, da. Asta mi-a plăcut. Dar ce asta reprezint eu pentru tine? Doar niște craci lungi, frumoși, un cur, niște zâțe și un cap? Da! Știi? Și tot așa. Iată. Până nu știu cât timp își dă seama că de fapt chiar să iubeau, dar
toată lumea îi spune, mamă, ce craș frumos are asta, ce cur frumos are asta, ce țâțe frumoase are asta, ce cap frumos are asta, știi? Și tot o complimenta. Și la el era invers. Ce chelie are asta? Chelios, dar cu ciuc. Da! Știi? Și inteligent. Da! Și ce? Auzi, sunt și 100. Știi? Și ajunge în impasul acela. Chiar mă place? Da! De fapt, încercau să agațe ca edera de copac, unul pe altul. Da! Da! Știi? Cam acesta e subiectul despre cum e când te întâlnești cu anumite persoane în viață și spune, mamă, dar te plac așa de mult. De te iubesc și nu știu, dar dacă toți ceilalți au spus. Da, te plac pentru cracii tăi. Da, te plac pentru curul tău bombat și țâțele tale ridicate de 90, 60, 90. Sau mai știa ce. Rămâi perplex. Da.